care e simplă de tot și irepetabilă, dar spusă de mii de ori, acela este care mă iubește, cel ce păzește poruncile mele. Deși la prima idee ortodoxia pare o glumiță sau pare lejeră, sau deși ortodoxia pare un exercițiu spiritual relaxat, pentru că totul pleacă de la bunăvoia omului. Deci noi nu intrăm în ortodoxie constrânși de reguli sau de rânduieli, nu intrăm constrânși de obligații. Deci când vii la Hristos, vii singur, de bună voie, nesilit de nimeni, cu crucea ta personală și urmezi Lui. Așa cere Evanghelia. O să vedeți duminică, că e jumătatea postului. Cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, și cu asta basta. Deci, și cel ce mă urmează mie, cum spune acolo Sfântului Petru, acestea îi vor urma. În numele meu vor scoate demoni, în numele meu vor vindeca bolnavi, în numele meu vor izgoni demoni. Și vedeți, tocmai aici este deficitar ortodoxia, dacă ne uităm. Noi, în general, astăzi trăim epoca homeopatiei. Toată lumea se tratează cu paramedici. Dacă te uiți pe toate sursele de informații, din trei produse, să faci un leac contra cancerului, ghimbir, lămâie, ceapă și usturoi, bei o lună și te-ai vindecat, dar lumea totuși moare în continuare de boli grave. Ei, aceste încercări fundamentale care vin peste omenire nu sunt glume, sunt plăgi. Deci înseamnă că undeva ceva este strâmb. Iar această strâmbătate o trăim noi în mod deliberat, neobservat, nepăsător, la modul necinstitor, confundând profanul cu sacru și alunecând de la nepăsare spre dezinteres. Adică, da, sunt ortodox, da, am să mă împărtășesc, da, am mâncat, da, am băut o cafea, da, nu m-am rugat. Deci, vedeți, ele par simple. Preotul le dezleagă, că asta este porunca dezlegării. Dar și omul trebuie să fie conștient că Dumnezeu scrie fiecare clipă. Spune acolo așa, pentru tot timpul de șert veți da seama. Iar în momentul în care tu te-ai concentrat un pic asupra sufletului tău, trebuie să-ți pui în ordine câteva elemente fundamentale. Curățenia de la trup, rugăciunea de la inimă și sănătatea de la minte. Și o să ziceți, de ce sănătatea de la minte? Sănătatea de la minte, pentru că noi trăind în epoca asta științifică, a vitezei, a științei, a cunoașterii, a descoperirii. Lumea progresează de la o zi la alta, vedeți, iei telefonul mobil și faci din el și televizor și calculator și internet și te duci dintr-un continent în altul numai apăsând pe butoane. Ei, deși ele par sofisticate, înaintea lui Dumnezeu ne dau bătaie de cap. Pentru că, la un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat la vremea respectivă oamenilor din vremea Lui. Dacă vă veți rușina de Evanghelia mea și de poruncile mele, și eu mă voi rușina în slava Tatălui când voi veni cu Sfinții Îngeri. Dar cel ce nu se va rușina de mine în neamul acesta, de mine și de Evanghelia mea, nici eu nu mă voi rușina. Și cine mărturisește aici, în lumea aceasta, acum, pentru mine, și eu mărturisesc înaintea Tatălui când voi fi cu Sfinții Îngeri. Deci, în momentul în care faptele noastre personale devin fapte valide, dacă ați trăit cei mai în vârstă de la 50 de ani în sus, epoca CTC-ului, când în orice lucru pe care îl făceai, era un om care făcea controlul calității. Da. Ei, acel control al calității punea o ștampilă. Da, poate pleca la export, poate pleca la ambalat, poate pleca la magazin, poate pleca la vândut, poate pleca la împachetat. Ei, așa face și Duhul Sfânt cu toate faptele noastre pe care le săvârșim. De ce spune? Eu vă trimit vouă mângâietorul ca să nu fiți orfani. Și iarăși spune
zice, dacă mângâietorul va veni, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Noi, prin Duhul Sfânt, suntem tot timpul cu Hristos. Pentru că dacă El coboară în Sfintele Taine și le sfințește, repet încă o dată, și le sfințește, Sfintele Taine sunt și nemuritoare, și dumnezeiești, și preacurate, și vindecătoare, și tămăduitoare, și de viață făcătoare. Deci dacă crezi cu tărie și dacă crezi convins în puterea lor, deci, cum am discutat odată cu cineva, tot l-a spovedit și a zis, cum părinte, adică cum trebuie să cred? Simplu. Deci tu vii la împărtășit, da? Și ai luat cu lingurița din potir. Tu trebuie să fii convins că Dumnezeu este în tine. Că l-ai mâncat cu gura ta, ai văzut mistica liturgică, Nicolae Cabasilă. Deci este modul cel mai abstract și mai clar vizibil că Dumnezeu stă în noi. Nu există altă formă. Dar dracul care nu doarme și veghează și pândește și lucrează, am văzut acum mai nou și am întâlnit și 2 sau 3 cazuri la spovedit, n-am avut atitudine și nu-i treaba mea, doar atât i-am explicat, nu vă jucați cu focul pentru faptul că mi-a spus, părinte, trebuie să vă spun ceva, dar nu vreau să vă smintiți. Zic, nu am motiv să mă smintesc, aștept să văd ce îmi spui. Dar dacă preotul pomenește episcopul la slujbă, tainile să mai sfințesc. Am uitat și eu așa puțin mirat, știam despre ce e vorba, și am zis, bă, băiatule, dar tu ai impresia că Dumnezeu în Sfânta Liturghie joacă șotron cu biserica? Ai impresia că aici e alba neagră? Ai impresia că asta e țurca sau miuța? Deci când preotul a ridicat mâinile la cer și a spus, Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul atâlea pe acela, nu lua de la noi, ci îl trimite nouă celor ce ne rugăm ție, și-o arătat spre Sfintele Taine și-o spus, fă aceasta cinstitul trupa Hristosului tău, acolo este carne dumnezească. Și când o arătați spre potire, e sânge dumnezeesc. Tu crezi că cuvântul lui Dumnezeu sau cuvintele dumnezești sunt ca poeziile? Da, dar uitați așa că sunt zdruncinat în credință. Ești zdruncinat în credință. E o mare nebunie să crezi vreodată că Dumnezeu se ia după mintea oamenilor. E o mare nebunie să crezi că Dumnezeu se coboară la mintea oamenilor. Spune așa, și că judecățile mele ca Dumnezeu de voi fii oamenilor sunt ca cerul de pământ și răsăritul de apus. Cărările mele nu sunt ca și cărările voastre și gândurile mele nu sunt ca și gândurile voastre. Deci, obligatoriu. Deci, în momentul când te-ai apropiat de Dumnezeu cu potir, ai înghițit foc dumnezeesc și sânge dumnezeesc. Era un călugăr în pustie și avea îndoielnicia acestui lucru. Și a zis așa, Doamne, dă-mi un semn. Să-mi dau seama, dă-mi un semn, să-mi dau seama că ceea ce fac eu în clipa asta este divin. S-a dus la biserică, a ascultat dumnezeiasca liturghie și a venit vremea împărtășirii. Când s-a apropiat de Sfântul Potir și preotul a băgat lingurița în Sfântul Potir și a luat Sfântul Trup și Sfântul Sânge și i-a dat în gură, el a văzut în linguriță pâine și vin, le-a înghițit, le-a luat în gură și când se mestece a simțit cum din gura lui izvor de sânge, deci pe la marginea buzii scăpa picăturile de sânge din gură și carne, pâinea se transformase în carne. Și în clipa aceea, rădicând mintea la cer, că nici nu a mai avut, s-o spăimântat, a zis, Doamne, gata, cred, nu mai vreau niciun semn, oprește, Doamne, că simt că mor de frică. Și în clipa aia au simțit cum pâinea, care era carne, s-a făcut înapoi pâine, și cum sângele, care era sânge, s-a făcut înapoi în Sfântul Sânge, în vin, în vinul liturgic. Și în clipa aceea,
aude un glas de la înger. De ați fi fost câini, Dumnezeu vă dădea carne și sânge. Dar pentru că sunteți oameni și sunteți chipul și asemănarea Lui, de aceea a ales ca la cină să vă dea pahar dumnezeesc și pâine dumnezească. Că dacă ne uităm la rânduiala Sfintelor Taine, cum îi este ea în Evanghelile sinoptice, vom vedea. Și luând pâinea, afrânt, și-a dat ucenicilor săi zicând, luați, mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Și iarăși spune, și binecuvântând paharul, a dat zicând, bezi dintr-o acesta, toți acesta e sângele meu. Știți cine s-a îndoit din toți care erau de față? Doar Iuda. Iuda a ținut bucățica de pâine în gură, a ironizat în sinea lui pe Dumnezeu și a zis, ce prostie mai fi și asta, din eu. Ce porcărie și asta. În clipa aceea, Iisus se uită la el și îi spune doar atât. Fă ce ai de făcut mai curând, pentru că urma să-l vândă. Iuda, cu bucățica de pâine dată de Dumnezeu, care era trupul lui în gură, iese în noapte, scuipă pâinea respectivă jos, pentru că nu credea în puterea tainei, și spune Evanghelia, și îndrăcindu-se, intrând satana, el s-a îndrăcit. Și s-a dus și l-a vândut fariseilor și cărturarilor pe cei 30 de arginți. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Dacă ajungem să fim atât de naivi sau de creduli sau atât de slabi la minte, încât să ajungem să ne luăm după basme și după povești inventate de oameni fără ocupație, ajungem să ne rătăcim de la învățătura dumnezeieștii Scripturii. Sub pretextul unei propovăduiri puritane, sub pretextul unei propovăduiri ultraortodoxe, sub pretextul păstrării unui tezaur nemai văzut, nemai auzit și nemai întâlnit, când icoana Portărița a venit la Sfântul Munte pe apă, la acel călugăr, Gavril Sforit, al cărei mamă o pusese pe apă să nu o profaneze iconoclaște, icoana s-a dus întins la băiatul ei la Sfântul Munte pe apă. Și bineînțeles, nimeni n-a putut o lua decât călugurul Gavril punând mantia pe apă și mergând la icoană și aducând-o la țărm. Au dus-o în mănăstire și de frică să nu furi cineva icoana sau ceva, ei o puneam în biserică, în strana Maicii Domnului și când se sculau dimineața o găsea la poartă și după mai multe întâmplări de genul acesta, icoana le vorbește și le spune, o, nepricepuților, și da, mă păziți voi pe mine sau vă păzesc eu pe voi? Ca drept dovadă că atunci când au venit pirații, prădătorii, hoții de mare să prade mănăstirea, ce strigă icoana către călugări? Închideți porțile celei mari a mănăstirii și fiți treji că vin pirații să prade mănăstirea. Adică i-a pus ea în gardă pe călugări. Deci, noi nu putem păzi ortodoxia, pentru că ortodoxia nu e o stână de vite. Noi nu putem păzi ortodoxia pentru că nu e o turmă de găini. Ortodoxia nu e o stână de oi. Ortodoxia înseamnă viață în numele Treimii, înseamnă botez în numele Treimii, înseamnă cele șapte taine în numele Treimii, înseamnă puterea Duhului Sfânt lucrătoare, depozitarea bisericii în taine și ierurgii, pe care oamenii o primesc prin credință. Deci eu, dacă m-am botezat în numele Sfintei Treimi, mie botezul mi-l mai poate lua cineva într-un singur mod, doar dacă îmi taie capul și spune, gata, te-am ucis, nu mai ai botezul, dar el este indisolubil. Eu, înaintea lui Dumnezeu, mă duc ca și martir în cer. Deci pe mine nu mă poate cineva lepăda de botez, decât numai în cazul în care eu aș îmbrățișa o altă religie sau rătăcire sau erezie, afară de credința cea pură ortodoxă revelată din cer. Deci, ținta dumneavoastră sau ținta dreptmăritorilor creștini nu este să fac analiză pe text ca la gramatică, articulat hotărât sau nehotărât, verb, adverb, conjuncții, adjectiv, nu știu ce. Aici nu se merge pe lingvistică, aici se merge pe trăire. Spune Apostolul Pavel așa, că puterea credinței nu stă în înțelepciunea minții, ci în nebunia propovăduirii. Martirii alegeau să moară pentru Hristos,
neștiind dogme, știind că există un Dumnezeu în cer care le poate da libertatea Duhului, și atunci când erau uciși în arenile romane sau când erau tăiați și decapitați, ei spuneau doar atât: pentru tine, Hristoase. Că așa spune, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Și spune că egemonia aceea, văzând cum alții se converteau la credință, spune că egemonia nebuneau. Și tăia pe capete până ce umplus sinaxarile de sfinți. Doar luați calendarul ortodox și vă uitați, de asta se numește calendarul ortodox. Că e plin de sfinți creștini. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Sfânta Liturghie nu se comentează și nu se analizează. Petru Damaschinu, Filocalia 4 sau 5. Dacă ar fi apa mărilor cerneală și cerurile pergamente, n-ai putea scrie totul despre o Sfântă Liturghie. Deci ați înțeles cât este de adâncă puterea lucrătoare a Sfintei Liturghii? Ați înțeles cât este de vastă puterea și lucrarea Dumnezeirii? Este de fapt o reînnoire a întrupării. Coboară Hristos în pâine, în potir, care e simbolul Bisericii și trupul Maicii Domnului. Este din nou moarte și înviere la proscomedie, când îl junghi, când îl tai, când pune sânge în potir, vin și apă și face sfânta amestecare. Este din nou ieșirea la propovăduire, la vohoade. Este din nou coborârea Duhului Sfânt și sfințirea bisericii și a credincioșilor. Este din nou înălțare la ceruri, când se termină din părtășit, când spune mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta și faci cruce peste popor. Asta a făcut Hristos când s-a suit la cer și pe când s-a înălțat la cer, a binecuvântat. Și spune acolo preotul dând cu cadența: înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Deci, când terminăm liturghia, spunem așa: am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Aceasta este puterea dumnezeieștii liturghii, incontestabilă, v-am mai spus, și v-am spus și într-o zi o istorioară cu cel care era preot și în taină era paracliser și nimeni nu știa cine este, și când preotul care era din rând a întârziat starețul mănăstirii, îngerul îi spune: mergi de la împungere înainte, că restul este zis. Deci ca să vedeți ce putere are cuvântul pe care îl rostește omul,